Doamnelor și domnilor, George Baltă! Salut! Salut! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! de pandemie. Așa! Bun! Aranjăm uh, imediat lucrurile. Ok? Ești comod, da? Foarte! <laughs> Mocheta și nisipul viața mea! Da? Deci, a, e nebunie e, cu... Merge greu că am ruțile astea micuțe pe față și se, Așa? se afundă. A. Și da, ea... Ăsta e un, a, a, cu asta și alergi sau e... A, a... A, da, deocamdată cu alerg. Am făcut rost de altul care o să fie de zi cu zi. Așa? Cu o să-l trec doar pentru antrenamente și alergare. E, sunt cerințe speciale la mm, el sau... La ce? La... la cursă sau la scaunul ăsta? Da, la cursă. La cursă nu. Practic, o cursă organizată de noi și nu... Nu s-a cerut nimic Sunt curse care cer doar să alergi în scaunul tău de zi cu zi okay. Nu cu electrice Nu cu altceva de speciale pentru alergare Da, da, da da, da. Am înțeles Bun, uh, hai de pentru cei care nu știu așa Să uh, spui uh, pe scurt uh, Povestea ta Eu Te văd uh, zâmbind Ești ok Ești uh, extraordinar De unde îți iei uh, energia asta Și buna dispoziție Energia o iau de la oameni din jurul meu încă de când am pățit accidentul în 2006, mi-am dat seama că dacă am în jurul meu oameni care îmi plâng de milă și oameni cu, care nu au o energie bună, practic o să mă țină pe loc, o să mă țin într-o stare proastă și am încercat așa să, să, fac o selecție, să cern oamenii din jurul meu și să am oameni cu energie frumoasă în jurul meu care să, să creștem împreună. Eu mm -hmm. să-i motivez pe ei, ei, pe mine și, și tot așa. C Câți ani aveai în 2006? În 2006, 11 martie, 20 de ani și 5 zile. 20 de ani și 5 20 de ani. Practic, cum spun foarte mulți, atunci îți începi viața și... La mine s-a schimbat total. Cum, cum, cum sau care au fost diferențele între cum vedeai viața înainte și cum ai început să o vezi după? Ah, am început să apreciez mai mult tot ce se întâmplă în jurul meu și tot ce, tot ce crește în jurul meu, să zic așa, pentru că înainte nu eram atent la o primăvară, să-ți dau un exemplu. Mm -hmm. Nu știam să apreciez când să mă bucur de, de verdele proaspăt, nu știam să mă bucur de, de soare, de o ploaie, de absolut nimic. Imediat după accident mi-aduc aminte că am stat șapte săptămâni la orizontală cu ochii în tavan și doar asta vedeam tavanul. Hai, mi. Și primul loc în care, în care am fost, când m-a pus pus în scaunul cu rotile, a fost să mă duc de la etajul 10 pe balcon, în sala de recuperare și când am ieșit, deci eu când am intrat pe 11 martie, erau totul gri, era nicio frunză, nimic. Și când am ieșit, după șapte săptămâni, erau totul verde. Pădurea, curtea, curtea Spitalului Bagdazar era verde, înfrunzită toată, și aia mi-a rămas în creier și este cea mai frumoasă privește pe care, pe care am văzut-o. Pe care am început să mă bucur de o ploaie. Când am început să plouă, am rugat să mă scoat afară, să simt și eu pe părțile în care încă mai simt, să, să simt cum atinge ploaia. Și cred că astea sunt lucruri pe care le apreciez, lucruri mărunte de care nu ne băgăm în seamă. Am, am citit povestea ta, este e, e, incredibilă, e, și faptul că medicii ți-au mai dat câteva ori, 3 ore. Trei ore de trăit. Trei ore. Da, practic eu înțeleg că ei pun cel mai rău în față ca să, să te scutească. Nu poate să, vândă, să vină la mine și să-mi vândă gogos Să zică, bă, te faci bine într-o săptămână, în trei luni sau un mm -hmm. an de zile Și după un an de zile, dacă eu nu sunt pe picioare la loc, să le sară în cap eu Înțeleg, da. perfect Și mă bucur că mi-au dat vestea cea mai rea Pentru că, practic, știam la ce să... Tot, tot ce a fost graf. acolo a fost un câștig, cum ar veni eu. <laughs> Da, da Uh, și cum ești acum? Ce, uh, ce simți, ce nu simți? Cum... Acum, practic după accident, n-am mai mișcat nimic de la gât în jos. Okay. Acum am recuperat brațele în proporție de 80-90%. Nu pot să prind lucrurile grele. Te okay. fac, dar mă descurc să de zi cu zi, scriu la calculator, muncesc. Și asta e o chestie care continuă, o recuperare, care, adică e un proces care unde s-ar mai putea să recuperezi ceva? Medicii sau... Medicii spun că tot ce recuperezi în primii trei ani, cu aia ah. A. rămâi. Ah, okay. Acum, cu aia rămâi, Până cu recuperarea pe care ai făcut-o. Mm -hmm. După ce ține de medicină și de Dumnezeu, acum au fost cazuri care s-au ridicat și au mers după câțiva ani, brusc, pare incredibil, și medicina avansează în continuare și așteptăm. Deci, nu ne mai întrebăm dacă o să mergem vreodată, ci când o să mergem, pentru că sunt în teste foarte multe proceduri care ar putea să ne pădă pe picioare. Mm -hmm. Dar încă se testează și așteptăm să se pe piață. Aha. Deci ești la curent cu lucrurile Sunt așa. la curent pentru că sunt. Din 2014, ambasadorul unei fundații care se ocupă cu cercetarea, găsirea unui remediu pentru traumatismele coloanei vertebrale. Și știu că deja 8 persoane au un chip implantat. La treia de rezultate, nu perfecte, dar a dat rezultate și încă se testează. Uh -huh. Deci, speranța este. Este fundația care ține flacăra aia aprinsă că într-o zi o să fim pe picioare. Da. Uh, Organizeze acum sau, uh, mă rog, uh, uh, alergi la o competiție, că eu am aflat de, de povestea ta de la uh, colegul nostru de la Focus la prima oră, de la Osmanovici. Da. Uh, e partenerul tău, nu? Da, este aripa mea, cum îmi place să-i spun, tot timpul peste spatele meu, la fiecare curs să facem, uh, facem echipă și el ele în spatele meu, nu mă lasă absolut deloc să. Să rămân singur sau în urmă, chiar dacă îmi doresc să dau și eu, să mă auto depășesc, vine în spatele meu, e al meu, mă ia de ghidone și mă împinge. Da, este a treia ediție, plus să-i spunem a patra cu cea în, în izolare, pentru că așa am făcut noi nebunie să facem 100 de kilometri și în curte, în apartamente, când am fost închiși. Este a treia ediție pe care, pe care o facem, O să chei Este dintr-o uh, chestie trăită de colegul nostru. Memo Sebastian Vrânceanu, pe care, pe care a trăit-o el în viața lui, a alergat 100 de kilometri, a mers 100 de kilometri și a spus, bai să facem o cursă din chestia asta, din ce am trăit eu, și prin 100 de kilometri să, să, ajutăm, să ne luăm cât o cauză și să, să alergăm pentru cauza aia, să ajutăm. Au fost... Și cum se desfășoară asta? Adică cine vrea să participe, ce trebuie să facă? Oricine vrea să participe, trebuie să-și să ia un tricou pe el. Da. Și să iasă pe 19 la ora 8 dimineața. 19 iunie. 19 iunie, da. da să iasă și să facă ce 100 de kilometri. Îi facem în două zile, pentru că este foarte greu. Este foarte greu și noi ne-am dat seama din celelalte ediții că nu poți face în 24 de ore, sau poți, cei pregătiți pot, dar la noi a fost destul de greu. Și avem, asta este timpul la dispoziție. Avem două zile în care putem face cei, 100 de kilometri? Păi nu, nu, nu țin cap în, în... două, deci să faci 50 de kilometri într-o zi uh, Țin în cap, înseamnă... la prima ediție Am plecat Așa. A fost o, o, nebunie Și Daniel Osmanoviș m-a sunat Băi uite, Memo Al nostru organizează o cursă cu Andrei, uh, Andrei Grigor Și m a invitat și pe mine, dar eu i am spus că nu Vin decât la pachet cu tine Și nu mi-a spus despre ce este vorba și a spus Ok, mă bag după care am aflat 100 de kilometri, plecăm pe traseu, era pe DN1 până la Ploiești și înapoi. Sunt 50 și 50 înapoi. Mm -hmm. Pe asta mă gândeam, zic, bă, pe 19 <laughs> să vin pe jos, dar să leșin aici la emisiune și după aia să mă duc pe jos acasă. Prima, prima ediție a fost foarte grea, pentru că era noiembrie, era ceață, era foarte frig și ploaie. Mamă! Și este infernal să vezi cum trec mașinile pe lângă tine pe, pe DN1. Mai ales frigul, care ne-a intrat în oase și pe la kilometru 60 eu am abandonat pentru că n-am mai rezistat da, pur și simplu, m-a apucat plânsul. Și cu toate că am tras de mine și mă gândeam pe cauza pentru care, pentru care lupt erau copiii care suferă de autism. Și am încercat să rămân, să rămân, dar n-am putut și uh, asta este, am făcut cât am putut, 60 de kilometri. Iar următoarea cursă am făcut-o prin București pentru că ne dorim foarte mult să devenim cât mai vizibili. Cauza pe care o susțin să devină cât mai vizibilă și oamenii să fie alături de noi. A fost uh, un tip care s-a înscris și a terminat primul undeva, deci a plecat la 8 dimineața și a terminat la ora 23. A făcut pe toți. 100 de kilometri. Iar eu cu Andrei Grigor am terminat în 20 de ore și 24 de minute. Toți cei 100 de kilometri. Cu ocazia asta ne-am dat seama cât de neaccesibil este capitala României. Da. Pentru o persoană cu dizabilități în scaun cu rotile. De aceea am încercat anul trecut în toamnă un maraton de 40 de kilometri ca două persoane să rămână în scaunul cu rotile și la fiecare 10 kilometri să se rotească să, să se schimbe și ne-am dat seama prin tot Bucureștiu că este, este groaznic să te descurci singur tu scaun cu rotile. La fel și anul acesta, cursa o să se desfășoare așa, 100 de kilometri. Din oră în oră sau din 10-10 kilometri, unul dintre noi, eu o să rămân bineînțeles în scaun, unul dintre noi o să, se, o să se schimbe în scaun cu cel care împinge. Asta dacă nu se întâmplă minunea până atunci, să te ridici într-o dimineață, cum ai zis, nu? Că... <laughs> într-o dimineață, <laughs> într-o după amiază nu știu, orice. Îmi doresc să, să să mă ridic. Nu îmi doresc să alerg ca înainte, să fiu perfect, dar măcar să mă pot descurca singur și să pot să cu o viață independentă. Și uh, oamenii care vor să participe, pot să-și iau o cauză, o... Și, a, și... Noi ne-am dorit da. să alergem pentru aceeași cauză okay. pentru care alergă și noi anul acesta, pentru Hospice Casa Speranței, uh -huh. pentru persoanele care, e greu să spui, dar mai au foarte puțin de, de trăit, bolnave de cancer, și cărora ne dorim să, să le facem aceste ultime clipe cât mai, cât mai ușoare și cu tratamentul adecvat, de cea mai bună calitate. Asta este dorința noastră. Sperăm să, să reușim să strângem acei bănișori care să să ducă către tratamentul lor. Cât o să avem un cont de galantom unde oamenii îl pot lua și distribui mai departe sau acolo unde pot dona. este și un uh -huh. număr de SMS unde pot să doneze dacă este mai comod. Uh, tu lucrezi, nu? Da, lucrez de 11 ani. Uh -huh. Am lucrat și înainte de accidente, din păcate n-am putut să mai profesez pe ce eram specializat, eram în construcția aeronave, construiam avioane. Okay. Nu am putut să mă urc pe avion și a trebuit să mă reprofilez. Am făcut vreo patru ani de recuperare continuu și am zis, băi, trebuie să fac ceva mai mult cu mine, să fac o facultate, să mă duc să mă angajez, pentru că nu este ok. Trebuie să ieși din casă să socializez. Nu doar sală și acasă, sală și acasă, și uh, s-a nimerit. Am avut norocul să am oameni mișto în jurul meu, să le spun așa, care, care mi-au oferit acest job m-am calificat în acest job, este muncă pe calculator, în telecomunicații și, și, și mă îmi place, pentru că mă duc, ies în colectiv și socializez foarte mult. C Cât, ce notă ai da? Ok, sunt inaccesibile toate localitățile din România, este dezastru din acest punct de vedere, e un adevărat calvar pentru oamenii ca tine să, să poată să circule pur și simplu, să să ajungă undeva. Nu mai vorbim, să intri într-o instituție, să-ți plătești o taxă, să. Na, nu astea, astea... Noi toți sperăm la digitalizare, dar. Da, dar în, în celelalte zone, cât de idiot e statul român? De pildă, eu știu un caz, am și scris despre el cu ceva timp, în care oamenii cu picioarele amputate sunt chemați de două ori pe an la o comisie ca să vadă ea dacă nu cumva ți-au crescut picioare. Da. E, se întâmplă în continuare și lucrurile astea. Așa. Sunt chemați în fiecare an la comisie ca să vadă dacă și-au revenit, dacă s-au vindecat. Eu am primit permanent și nu, nu, mai sunt, dar primesc comisia acasă în fiecare an să vadă dacă sunt îngrijit corespunzător și, și totul este ok. Mai este foarte mult de muncă, dar am repetat-o, am conștientizat în timp că dacă nu deschidem noi gura persoanele cu dizabilități cere să cerem drepturile și să arătăm că existăm, nimeni nu o să miște nimic pentru noi. Trebuie să mergem la fiecare instituție să atragem atenția că nu sunt rampele făcute corespunzător. Trebuie să mergem la restaurante, trebuie să mergem oriunde vrem să mergem, parcuri și să atragem atenția. La fie... Trimite că către un merg de fiecare primărie să le, să le spunem că, bă, Vreau și eu să mă duc la un teatru. Există acces sau nu există? Da. Într-adevăr, aici este o mare problemă și cred că în asta aici se vede și uh, nivelul unei țări. Adică, bă, la ce nivel ești tu cu grija față de oameni? Cum avem noi grijă față de noi? Uh, și aici suntem extraordinar de jos. Da, am călătorit. Am avut ocazia să călătoresc destul de mult în, în acești 15 ani. Și Pot spune că mă descurc mai bine ori în București decât în Londra. Dar uh, orașul în care m-am descurcat absolut singur peste tot a fost Barcelona. Este un oraș în care n-am avut nevoie de penicări la borduri, la rampe, la transportul în comun. A fost uh -huh. totul perfect. Uh -huh. Și foarte atenți. Foarte atenți șoferii cu rampe care funcționau, nu ca la noi. Culmea, da. Da, funcționau, electrice, nu manuale. Dar... Uh, Ți-am spus, trebuie să deschidem gura și să arătăm că existăm. Altfel, nu se întâmplă nimic. Da, uh, uh, mi se pare extraordinar uh, uh, exemplul tău pentru că sunt foarte mulți oameni care n-au absolut nicio problemă de sănătate și... Uh, uh, sunt foarte triști, așa, și supărați pe viață, și. Eu, unul, sunt recunoscător în fiecare zi în care mă trezesc că pot să uh, alerg, că pot să fac sport, că pot să uh, uh, fac toate activitățile pe, pe care le fac, și uh, cred că foarte mulți oameni nu, nu realizează uh, cât de uh, binecuvântați sunt, nu? Da, din păcate, uităm să ne mai bucurăm și. Şi... Asta este, este, trist. Eu încerc pe oricine apare în jurul meu să-l să, să motivez într-un fel să-i arăt că există și bucurie dincolo de sau o rezolvare a oricărei probleme. Chiar anul acesta mi-au scris cel puțin patru persoane care se aflau la limita depresiei. Nu le cunoșteam personal, nu știam cine sunt, m-am întâlnit niciodată cu ele, dar băi, nu pot să-ți ofer ție sfaturi din situația, tot ce poate să-ți dăruiesc sufletul și să te ascult. Pentru că poate asta e nevoie în momentul acela. Să te asculte cineva și îndemn pe toți atunci când au o problemă, să, să ceară ajutor, că nu este o rușine. Indiferent că dacă este o persoană străină, nu se știe niciodată de unde vine, de unde vine acel ajutor. Iar pentru cei care au uitat să se bucure de viață, să, să deschidă ochii și să vadă, să vadă că există și mai rău decât, decât ce au ei, decât ce au pățit ei. Te-ai te gândit să scriu o carte? Foarte multă lume mi-a spus să, să scriu o carte. Nu am răbdare. Știi de ce? Mă, dar nu trebuie răbdare. Uite. Uh, uh. Am venit să înregistrez, să trimit cuiva să poată să scrie. Da, da, exact. Adică să găsești pe cineva care să. Înainte să... de carte, o să se lucrează la filmul vieții mele. Așa? Și așteptăm să găsim niște sponsori, niște. Să se, să se, facă filmul ăsta. Acum, nu, să știi că nu trebuie neapărat nu știu ce sponsori pentru, pentru, așa ceva. Adică e ok, la ce nivel a ajuns tehnica acum, e, e în regulă, adică se poate face. Uite, noi îți putem oferi sprijinul necesar fără niciun fel de problemă, deci pot să apelez cu, cu încredere, dacă asta e problema. Dar Mulțumesc. o carte, de ce zic? L-am -am văzut pe un tip, un, un, un dement absolut, mă rog, cu ghilimelele de rigoare, îmi scapă numele acu, de când a început uh, interviul, vreau să îmi aduc aminte, care tot așa, într-un scaun curățiria, dar un tip care inspira atât de multă uh, 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 energie și uh, 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 îți, îți transmite un vibe atât de bun încât uh, e extraordinar și am citit cartea, uh, uh, fantastică. Că spun că nu e român. Cum? Nu e român. Nu, nu, ah. nu, nu îmi scapă acum acum dau o să mi-aduc aminte și o să le scriu oamenilor în explicația la, uh, la, la, la această emisiune. Uh, și, și cred că e important și pentru oamenii care nu au probleme, dar și pentru cei care au aceste probleme și cad pradă depresiei și uh, cred că toți avem toți avem o problemă. Uite pentru unul care își dorește un ultimul tip de telefon, pentru el e o problemă că nu are banii ăia. Și este o problemă mare în momentul acela. Nu putem să, să comparăm problemele fiecăruia, dar trebuie să vedem că există și mai rău decât atât și pot, putem trăi și fără fără acel mic obiect în momentul acela, dar... Uh, mai ai proiecte în care ești implicat, nu? Văd aici uh, complexul olimpic Sidney 2000 de la izvorane, Am găzduit prima ediție a Forumului Național Paralimpic. Uh... Da, încercăm să, să ridicăm un pic sportul paralimpic din România și să se acorde mai multă atenție acestei, acestui sport, pentru că sunt foarte mulți, multe persoane cu dizabilități, poate foarte talentate, poate foarte muncitoare. Și ne dorim să... Care să poate le... au nevoie de un cel de un Exact. Știi că, bă, mă duc acolo și fac treaba asta și atunci toată viața ta capătă dintr-o dată sens. Gândește-te că sunt persoane care stau închise în casă și ar putea, cu dizabilitatea lor, să ajungă să-și pună o medalie la gât și să le cânte imnul. Este ceva extraordinar. Este foarte important să ai un obiectiv um, care să te țină conectat la viață tot timpul, dar este foarte greu pentru că practic nu prea existăm ca sportivi cu dizabilități. Pe cine acum... cunoaștem decât pe domnul ministru Novac. Așa, acum cu noul ministru. Îl mai știm pe judocan care a venit cu medalie la gât. În rest este foarte greu. Trebuie să devenim cât mai vizibili. De aceea am încercat să facem și cu domnul ministru și cu doamna Roxana Cioculescu să, să facem cât mai multe astfel de întâlniri în care să ne spunem nevoile, să ne spunem problemele și să găsim o rezolvare pentru pentru toate. Bun. Frate, eu îți doresc mult succes. Mulțumesc uh, mult cu toată uh, treaba asta și uh, ți-am zis când vrei și să te apuci de carte și să te apuci de film uh, Poate suntem că o să fac timp la un moment. Da, uh, dialogurile noastre se încheie cu uh, un cadou și nu știu dacă ai citit cartea asta. Uh, Angelei Duckworth. Grit se numește. Nu am Ea nu. numește Grit, combinația asta dintre uh, pasiune și perseverență. E foarte uh, calumea. Am și cardea. un cadou pentru tine. Ok. Este un tricou de susținător. Așa. Să spun, spun așa și dacă nu e să faci și pe 19 sau 20, 100 de kilometri, pune-l pe tine în acele zile. Da. Și ești uite, la o plimbare. Okay. Ești la o plimbare să ne fie O să fac asta pe 19. Bine. Mersi parte, mult. mulțumesc. Mersi. să fie bine. Doamne Să avem pardon. Am avut și chinion. Ereditar. Avem o gaură în buzunar. Dar progresăm. Încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securi.